Cei mai buni sportivi și antrenori din acest an au fost premiați aseară în sala mare a clădirii Transilvania, în cadrul evenimentului intitulat Laureații Anului Sportiv 2015. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj i-a premiat și în acest an pe cei mai valoroși sportivi și antrenori ai județului, iar evenimentul s-a intitulat pentru prima dată Laureații Anului Sportiv 2015. La fel ca anul trecut, s-au întocmit două clasamente, unul pentru sporturile olimpice, iar altul pentru sporturile neolimpice. Dacă în clasamentul sporturilor olimpice locul întâi a fost și în acest an, atleta Paula Todoran, surpriza din acest an, a venit din partea Iuliei Clițan în clasamentul sporturilor neolimpice. Karateca legitimată la CST Rachid Zalău a devenit, la începutul acestei luni, cuadruplă campioană mondială, rezultat ce i-a dat posibilitatea să se claseze în premieră pe primul loc în clasamentul sporturilor neolimpice. A fost un an foarte, foarte greu. Am reușit să-l trec bine, atât pe plan sportiv, cât și la școală. Călin a fost tot timpul lângă mine, a fost accidentat. Asta e, acum s-a făcut bine. Oricum, tot timpul stă lângă mine, ne-a antrenat, a avut grijă de noi și datorită lui suntem aici. Ce simte practic un sportiv, totuși, să fie de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial? Sincer, pe lângă emoții nastru și bute spart. Dar am avut emoții mari când am urcat acolo și când am auzit că imnul României cântă datorită mie. V-am văzut și la emisiuni naționale, văd că sunteți apreciați în toată țara. Cum vă simți? Da, România din 62 de țări a fost pe locul întâi. Am reușit să aducem țara acolo unde e locul ei și a fost un sentiment extraordinar. Pe poziția secundară în clasamentul sporturilor neolimpice s-a situat Călin Marincaș, antrenorul clubului Terea Kid Zalău, care în ultimii ani a devenit sportivul anului în județ. Tot un karateca ocupă și poziția a treia, Dan Ghiș, instructorul clubului CS Danisan Zalău. În clasamentul sporturilor olimpice, pe locul 2 s-a clasat pugilistul de la CSM Zalău, Adrian Popuțea, iar pe 3, Rareș Bălian, volebalist și a devenit în acest an vicecampion național și a câștigat Cupa României cu volei municipal Zalău. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a alcătuit în acest an și un clasament al jocurilor sportive, unde pe primul loc s-a situat volei municipal Zalău. Poziția secundă a fost ocupată de Handball Club Zalău, urmat de FC Zalău Viitorul și Luceafărul Bălan. Tot cu această ocazie, colega noastră, Diana Baidoc, prezentatoarea știrilor din sport de la Sălăjeanul TV, a fost premiată pentru promovarea sportului la nivel de județ. Și nu în ultimul rând, domnișoarei Diana Baidoc de la Cotidianul Sălăjeanul și Sălăjeanul TV.